din cele 8 valori pe care uh, le-am extras din Sfânta Scriptură, astăzi vorbim despre familie. Valoarea aceasta, dragii mei, nu este ceva ce am inventat noi ca biserică. Este extras din cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, pentru că ea este o valoare, înseamnă că trebuie să o punem la rang foarte înalt. Pentru că este ceva ce nu omul a inventat, ci Dumnezeu a inventat. Mulți vorbesc că familia este o instituție. Familia nu este o instituție. Societatea de astăzi a început ca să aibă fel și fel de termeni pentru ce înseamnă familia. Și ce este familia pentru ea, pentru societate. Și din păcate, mulți creștini au preluat și din limbaj, și din, limbaj, și din ideologie, și din teorie, la ce înseamnă familia. Mi-a plăcut de mult când am aflat și chiar și când eram la starea civilă eu și cu scumpa mea soție, când spunea acolo, familia este celula de bază a societății. Și am zis, wow, ce frumos sună! Înseamnă că este ceva viu, nu este o instituție. M-am dus un pic în urmă să vedem de când a venit acest cod al familiei în România. Și, dragii mei, am aflat că au trecut mai bine de 70 de ani, din 1953, când pentru prima oară a început acest cod al familiei. Și vreau să vi uh, Vreau să vă citesc. Doar articolul întâi, da? Doar articolul nu spune așa. Grăiește astfel. În Republica Populară Română, statul ocrotește căsătoria și familia și apără interesele mamei și copilului. Familia are la bază căsătoria liber consimțită între soți. În relațiile dintre soți, precum și în exercițiul drepturilor față de copii, Bărbatul și femeia au drepturi egale. Drepturile părinte se exercită numai în interesul copiilor. Am citit codul familiei de, din 2011, care l-a înlocuit, dar de fapt a fost doar o, o terminologie foarte simplă. La bază este exact aceeași poveste. Și am zis foarte interesant: cu oamenii de pe atunci au pus cronologic căsătorie, familie, copii. Toate aceste valori, astăzi, s-au dat peste cap. Toate aceste valori, astăzi, s-au dat peste cap. A venit o familie uh, la mine, erau mai tineri și au zis, uh, frate, am, am început, am, am decis, de fapt, să devenim familie. Eu știam că sunt căsătoriți de vreo 5 ani și am zis, da, până acum ce a fost? Dar ce înseamnă că vrei să devii familie? Păi, uh, uh, vrem să avem copii. Deci, el și ea nu sunt familie dacă nu au copii. Și am mers și încă astăzi continuă să meargă această ideologie foarte greșită. Foarte greșită. Va trebui să definim termenii, dragii mei. Într-o lume ca asta, în contextul în care noi să trăim, noi ca biserică, este deosebit de important să vedem ce înseamnă pentru Dumnezeu familia, pentru că toată perspectiva noastră ca biserică trebuie să fie, de fapt, în perspectiva împărăției. Trebuie să privim la aceste valori exact așa cum privește Dumnezeu cel care a inițiat aceste valori. Și trebuie să definim termenii la ceea ce societatea de astăzi vrea să ne impună în ideologie, în comportament și așa mai departe. Și atunci, vorbim despre familie, în Geneza, capitolul 2, dar versetul 21, după ce Dumnezeu l-a creat pe Adam, l-a creat pe Adam, din țărâna pământului și a suflat în suflare de viață, el a devenit primul individ bărbat, iș. Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, peste bărbat și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coasele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: Iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Ea se va numi isha pentru că a fost luată din ish din el, din bărbat. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. În toată traducerea mi-a plăcut care spune vor deveni un singur corp. Și zic, wow, ce frumos! De fapt, familia de aici începe. Definițiile pe care le-am văzut despre familie. Forma socială de bază realizată prin căsătorie care unește pe soți. Totalitatea persoanelor dintr-o comunitate umană care se leagă, se, se leagă prin consagvinitate și înrudire. Grup larg de oameni, popoare. Asta e definiția Dexului, dicționarul explicativ al limbii române. Dar Biblia nu ne spune altceva. Ce înseamnă de fapt o familie? Cum s-a format de fapt această familie? Și este foarte clar descris în versetele pe care le-am le citit. Modelul original al lui Dumnezeu a fost o parte bărbătească și o parte femeiască. Asta a fost modelul original al lui Dumnezeu, după care noi ne ghidăm ca biserică, indiferent de părerile altora. A fost un bărbat și o femeie. În momentul în care Dumnezeu a creat-o pe Eva, pe Isha, spune el a adus-o la bărbat. A fost una singură. N-au fost două. A fost una singură și a zis, aici este soția ta. Nu a zis, vezi că o să mai fac, o să mai multiplic. La noapte zi din pară cealaltă o costă, măcar să se echilibreze. Și îți mai fac încă o femeie. Și este nu, nu, nu. Un bărbat și o femeie. Mai mult decât atât, Dumnezeu nu i-a adus lui Adam un bărbat. El nu a l-a multiplicat pe Adam. El a făcut o cu totul și cu totul altă ființă. Din toate punctele de vedere diferită. Fiziologic, psihologic și emoțional. Amin. Și ce bine! Amin. Și ce bine! Spunea cineva, ma, e rău cu rău, dar e mai rău fără rău, știi? Dar e diferită. Și foarte bine că suntem diferiți. Pentru că doar așa ne putem completa. Nu i-a adus un partener. Ăsta este partenerul tău. Nu. Familia pe care Dumnezeu a instituit-o de la început a fost un bărbat și o femeie. Din păcate, unii spun că nu sunt de acord cu asta. Noi nu putem să credem altceva. Dar trecut am învățat despre autoritatea Bibliei. Autoritatea bisericii lui... autoritatea bisericile, bisericii locale este Isus Hristos. Autoritatea noastră și felul în care noi ne ghidăm este Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci noi trebuie să vedem prin ce paradigmă privim aspectele acestea. Valorile pe care lumea începe ușor-ușor să le schimbe. Și atunci, lupa, paradigma prin care noi vedem este Biblia, este Sfânta Scriptură. Amin. Și aici nu putem să vedem altceva. Nu putem să alegem, nu putem să extragem altceva decât ceea ce a lăsat Dumnezeu aici. Amin. Ceilalți că sunt doi bărbați, că sunt două femei, niciodată nu sunt familie. Și nu vor fi niciodată familie. Eram la un interviu la un radio necreștin și domnul de acolo m-a întrebat ce se întâmplă dacă îți vine în consiliere doi bărbați și două femei, ca familie. Și am zis, eu sunt consilier de familie, nu de cupluri. Și a venit primul termen. Pentru că termenul acesta de cuplu, dragii mei, iarăși a venit și a devenit extraordinar de uzual, chiar și prin mediul creștin, și începem să-l folosim fără să ne dăm seama la conotații și la implicații. Dacă mergem în urmă și am văzut în, în primul dicționar undeva în 1953, când s-a scris prima oară despre cuplu, scria acolo persoane. O pereche formată din două persoane. Uh, ulterior s-a rescris acea definiție și-o pus în paranteze de sex opus. Acum nu mai este niciun nici altul. Este doar cuplu. Cine-i cuplu? Toată lumea e cuplu. Și ușor, ușor termenul despre din familie, de familie, a început să se scoată. M-am uitat la prima știre, undeva 90-91, dacă nu mă șel, când s-a înființat prima oară ProTV-ul. Când? 95. 95? 95. Foarte frumos. Când vorbea despre știri, vorbea despre familie. Au trecut anii și nu mai există cuvântul familie. Există cuplu. Noi creștini, din păcate, foarte ușor, imediat am preluat acest cuvânt de cuplu. Și atunci începem să vorbim cuplu, că sunt doi bărbați, că sunt două femei, că este bărbat și femeie, care formează o familie, toți sunt de gata, toți sunt cuplu. Dar, dragii mei, nu e adevărat. Este foarte greșit aspectul acesta. Eu cu scumpa mea soție nu sunt cuplu. Eu sunt un, simpl, un singur corp. Eu sunt într-o unitate sfântă cu ea. Cuplu a fost și un termen tehnic. Și de foarte multe ori se folosește cuvântul de cuplu în termeni tehnici. După aceea discutăm de fizică la fel. Este doar cuplu, cuplu de forțe opuse. Dar nu în familie. În ceea ce privește familie, un bărbat și o femeie, când s-au unit prin legătura sfântă căsătoriei, ei sunt familie. Un bărbat și o femeie. Ei nu sunt cuplu. Și atunci toți ceilalți care sunt în afara acestui context care se numește căsătorie, ei sunt cupluri. Nu am cum să aduc ceea ce lumea dorește, să-l trag la același nivel cu ceea ce Dumnezeu a inițiat, a creat. Pentru că pângăresc un Dumnezeu atât de sfânt. N-am cum să fac lucrul ăsta. Și atunci ceea ce a creat Dumnezeu, acest corp sfânt, el și ea, doar în cadrul căsătoriei. Mă întreabă cei care vor să se căsătorească sunt logodnici. Dacă am decis să ne căsătorim peste două, trei, patru luni, de ce este păcat să trăim împreună? Pentru că noi vrem ca să devenim familie. Dar nu sunteți. Și Biblia vorbește foarte clar. Doar după ce ai legat ceva pe pământ, în momentul în care te duci la starea civilă, în momentul în care a fost acolo ofițerul stării civile, fie că este primarul sau în o altă persoană desemnată de primărie, în momentul acela tu ai legat ceva aici pe pământ, între tine și cealaltă persoană, tu ca bărbat și ea ca femeie. În momentul acela voi ați devenit, sunteți familie. Doar în cadrul familiei, sunt autorizate acele relații intime. Nici de cum în afară. Tot ce înseamnă în afară este păcat. Este împotriva principiilor împărăției lui Dumnezeu. Pentru că noi vedem lucrurile prin perspectiva cerului. Dacă cerul spune că este păcat ca cei doi să trăiască împreună înainte de căsătorie, și noi ca biserică spunem. Este păcat. Este păcat ca doi bărbați să conviețuiască. Este păcat. Nu trebuie să vorbim, să fim uh, uh, corecți politic, pentru că știți, să fii atent. Și s-a inventat în societate relativismul ăsta extraordinar. Nu mai există nimic absolut. Dragii mei, împărăția lui Dumnezeu este absolută. Nu există relativism în împărăția lui Dumnezeu. Nu există relativism în cuvântul lui Dumnezeu. Nu există relativism. Nu există un loc în care hai să negociem. Nu există așa ceva. Pentru că un Dumnezeu sfânt nu are cum să negocieze astfel de principii. Și când El spune, eu vreau ca biserica mea, când i-a spus lui Petru, tu ești chifa, chefa, pe stânca aceasta, pe piatra aceasta, eu voi zidi biserica mea. Că ești păstor, că nu ești păstor, tu doar ești pentru o perioadă de timp acolo. Biserica nu e a ta, nu e a mea, nu e a fatălui, dar nu e a nimănui asta. Este biserica lui Hristos. Bine. Și atunci, ori de câte ori venim aici și vorbim, noi vorbim din principiile date de Dumnezeu nouă. Indiferent că poate că pe unii deranjează și au deranjat extraordinar de mult pe unii. Trebuie să fim mai toleranți. Trebuie să acceptăm. Și spunea domnul acolo care îmi lua interviu, păi și cum și anume ăștia nu mai au nicio șansă? Și a zis, ba da, dar să vină ca indivizi la consiliere. Au fost persoane, bărbați homosexuali, femei homosexuali, lesbiene. Poate să vină. Pentru că și ele au nevoie de Hristos. Amin. Amin. Și ele au nevoie de Hristos. Ceea ce facem noi, noi îl prezentăm pe Hristos. Ce spunea fratele Dan Daragiu. Noi mergem să îl prezentăm pe Hristos. Asta este chemarea noastră. Oriunde suntem. Noi știm cine suntem noi, știm ce a făcut Hristos în viața noastră, de ce să ne ofer și altuia? De ce să încep să-i țin pe unii acolo, într-o zonă gri a întunericului? Hamă, că vă acceptăm și pe voi! Între îngăduință și toleranță este mare diferență. Este mare diferență. Principiile biblice, noi nu le schimbăm, nu le îndoim, nu le transformăm ca să se potrivească după o mentalitate a unui om anume. Nici de cum Omul trebuie să potrivească Scripturii și nu invers Și atunci Dumnezeu a stabilit aceste reguli Dumnezeul Universului a stabilit aceste reguli Familia este compusă dintre un bărbat și o femeie Nimic dincolo de asta Tot ceea ce iese din cadrul acesta Este păcătos nu arți să caute în Împărăția lui Dumnezeu. Din păcate sunt multe familii care au început viața intimă înainte de căsătorie, înainte ca ei să devină cu adevărat o familie. Și sunt consecințe, dragii mei. Pentru că Scriptura și are cuvânt și la așa ceva. Și spune cei care voi vreți să vă formați o familie. Nu uitați. Patul trebuie să vă fie curat. Amândoi trebuie să fiți curați, sfinți înaintea lui Dumnezeu. Astăzi nu mai există mentalitatea, principiul, termenul de abstinență. Ce e Vreau acum. Totul este pe fast forward. Totul este pe înainte. Acum, acum, acum. Și diavolul vine și hrănește pofta asta. De deci ce spune că meriți? Cum să nu meriți? Da, Dumnezeu spune da o meriți Dar doar în contextul ăsta Amin. Doar în cadrul ăsta Va fi ceva frumos, sfânt Și va aduce Dumnezeu binecuvântare Din păcate dragii mei Zeci și sute de familii Care au venit Au căzut înainte Să devină un singur trup și peste ani și ani vin și sunt, nu știu ce s-a întâmplat cu noi, că a, parcă nu simțim bine cuvântarea Lui Dumnezeu. Păi cum că e deschis ca două înainte de vreme? Cum? Când tu ai încălcat un principiu sacru al Lui Dumnezeu. Podoaba casei mele, spune Domnul, care este? Sfințenie. Este sfințenie. Sfințenie în orice aspect. În orice aspect sfințenie. Așadar, adevărul spre familie este că ea este compusă doar dintre un bărbat și o femeie. Lucru pe care noi, ca biserică, îl susținem. Și nu pentru că dorim noi asta, nu pentru că dorim noi un cadru conservator, nu. Ăsta este cadrul pe care Dumnezeu l-a așezat. El este împăratul împăraților și domn al domnilor. Și noi îi slujim Lui. Noi ne supunem Lui. O jurnalistă live undeva în Statele Unite, foarte enervată, spunea când ne aud pe creștini că tot timpul spun în Biblie scrie M-am săturat să aud așa ceva. E o carte veche, învechită, fără nicio valoare. De ce trebuie să ne ghidăm după ea? Papa vrea să schimbe Biblia că este învechită și trebuie să o aducem, să o actualizăm, să-i dăm un update la Biblie, pentru că societatea a evoluat. Poate cuvântul Lui Dumnezeu să evolueze? Poate cuvântul lui Dumnezeu care spune, El nu minte, El este da și amin. Cuvântul lui este sfânt. Niciodată aceste principii nu se vor schimba. Niciodată tot ce înseamnă ideologia asta de gen nu va avea loc în împărăția lui Dumnezeu. Niciodată. Pentru că ceea ce a creat Dumnezeu, un bărbat și o femeie, biologic, așa rămâne. Așa rămâne. Am citit vreo două cărți scrise de unii care s-au născut biologic cu un anumit sex, dar au început ca să spună minții lor că ei sunt altceva. Și undeva pe parcursul vieții lor s-au întâlnit cu Dumnezeu. Și au început să spună ororile din viața lor. Pentru că au zis, am încercat să facem tot împotriva lui Dumnezeu. El m-a lăsat natural să fiu băiat. Ce frumos este că atunci când e soția însăcinată, ești curios, nu? Ce este? Ce este? Și acum cu tehnologia asta 2, 7, 12D, imediat să vezi dinainte ce este acolo. Ce este? E băiat sau fetiță? Pentru că mă duc și la frumos, mă duc la cineva, a făcut o cameră frumos cu albastru, sau vine un băiețel, surprize, surprize, a fost o fetiță. Și noi ce facem acum? Trebuie să schimbăm camera. Pe am cumpărat pantalonaj, pe acum trebuie să cumpărăm fustiță. De ce? Pentru că noi începem ca tot ce înseamnă partea aia psihologică pe care Dumnezeu a așezat-o în bebelușul acela băiețel și în bebelușul acela fetiță, noi aia o hrănim. În momentul în care eu vreau să schimb tot ce înseamnă partea aia psihologică, îl sfâșii ca om. Și asta se numește o schizofrenie emoțională fantastic de gravă. Te mii de ce iau rasna? Te mii de ce se întâmplă lucrurile care se întâmplă în România? Nu mă mir deloc. În alte țări, nu mă mir deloc. Pentru că principiile lui Dumnezeu, dragii mei, nu se schimbă gradual în funcție de cum gândim noi. Nu se schimbă. Principiile lui Dumnezeu rămân aceleași. Atunci noi, astăzi, ca biserică, biserică în vierea, vrem să promovăm genul acesta de familie. No. Pentru că familia este foarte valoroasă, familia înseamnă extraordinar de mult și familia este formată dintr-un bărbat și o femeie. No. Și cei doi sunt un singur trup. Ce se întâmplă când cei doi nu mai sunt un singur trup? Ce se întâmplă cu copiii din familia în care cei doi nu mai sunt un singur trup? Pentru că încep să se reorienteze. Că Biblia spune, împlinirea celor doi va fi suficientă. Și încearcă unul și celălalt să mai aducă un copil în unitatea aia, încearcă să mai aducă altceva din afară în unitatea aia, că a, 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 așa e bine. Și se întorc unul către celălalt și se concentrează către fie câte un copil, fie către un serviciu, fie către lucruri din afară. Și Scriptura spune, tot ce este extra conjugal, tot ce este în afara celor doi care tu cauți să-ți dea împlinire, este păcat. Pentru că împlinirea celor doi și definiția trupului este doar cei doi și nimic altceva. Dar începem să aducem tot felul de aspecte în cadrul acelui trup. Și zice cineva, dar ce înseamnă trupul ăsta? Cum arată un trup din punct de vedere al lui Dumnezeu? Pe păi am zis, păi, o bilă, nu și de unde începe și nu de unde să termină. Asta înseamnă unitate între cei doi. Și vorbim de acea unitate spirituală, de fapt. Că nu știu unde începe unul, nu știu unde se termină celălalt, celălalt, Pentru că interesele sunt comune. În momentul în care pe celălalt îl doare și pe celălalt îl doare. Este imposibil să faci rău celui de lângă tine. Este imposibil. Pentru că tu nu ești structurat să faci rău față de cineva pe care îi iubești atât de mult și ai devenit una. Când Dumnezeu a luat din coastă și a creat-o pe Ișa. Dragii mei bărbați, luat o luat-o din coastă ca să fie protejată o luat-o din coastă pentru că are nevoie de siguranță. Surorilor, femeilor, nu vă lua din cap. Nu vă la de undeva de un oșcior de aici și ca să trebuie să fiți acolo. Nu pentru că nu sunteți capabile să fiți cap, nici de cum de asta. Pentru că nici de cum ceea ce a așezat Dumnezeu aici nu a așezat o ierarhie, înseamnă, vezi că tu ești complet inferioară lui toată ziua, bună ziua. Nici de cum nu știe nici unde asta în Sfânta Scriptură. Femeia nu este inferioară bărbatului. Că bărbatul este capul femeii și aici vorbim de funcție, de roluri, este total altceva. Este total altceva. Femeia are nevoie de protecție. Bărbatul este slujba bărbatului ca să lucreze la această unitate în familie. Și da, dragii mei, va trebui un pic să ne rectificăm și vocabularul nostru ca și creștinii. Pentru că auzim de foarte multe ori în media anumite cuvinte începem să le folosim și între noi. Biserica lui Hristos este formată din familii, nu din cupluri. Biserica lui Hristos este formată și din indivizi care îl iubesc pe Hristos. Familia este el și ea fără copii. Pentru că el și ea, bărbatul și femeia, ei formează familia nucleară. După aceea urmează familia extinsă, în care sunt copiii, ginerii, ginerile, nepoții, cum vreți voi să o numiți. Dar familia pe care Dumnezeu a inițiat-o a fost între un bărbat și o femeie. Și de acolo a început să se înmulțească. Adevărul este familie. Asta este de Sfânta Scriptură. Eu ca persoană le promovez și noi ca biserică mergem în, în direcția aceasta. Indiferent care sunt costurile, dragii mei. Am păstori pe dincolo, prin, prin străinătate, în care au plătit scump pentru că s-au ridicat de la învon și au trebuit să reafirme ce înseamnă familia din punct de vedere al împărăției lui Dumnezeu. A plătit cu închisoare. În 2022 a plătit cu închisoare. 30 de zile a stat la închisoare pentru că a rostit o astfel, o astfel de predică. Știi ce a făcut? Duminica următoare a reluat predica. O zis, a mai găsit niște puncte. Amen. Pentru că noi suntem chemați, suntem chemați să aducem împărățarea lui Dumnezeu aici, printre oameni și le spune, este aici, este noi, trebuie să o dăm mai departe. Trebuie să o dăm mai departe, dragii mei. Cu orice preț. Oricare va fi costul, dragii mei. Pentru că l-avem pe Tată, pe Mântuitor Iisus Hristos. Și atunci nimeni și nimic. Cine poate să-mi facă răul? Omul De cine să mă tem de un om și -o zis, să vă fie frică de cine? De cel care, care poate să îți ia viața? Nu. Nu o problemă din asta. Cel care poate să-mi câștige sufletul. Acolo e problema. Și ușor, ușor, toate ideologiile acestea, dragii mei, încep să le insereze în mințile la copiii noștri. Gărdiniță. Când m-am dus la grădiniță și când am văzut ce au cerut copiilor noștri la grădiniță să aibă material didactic ca să învețe ce înseamnă educația sexuală. Și am zis, ce căuta copiii mei acolo. Pentru că eu sunt chemat să-L reprezint pe Hristos la mine în familie, spunea fratele Dan, acasă. Și voi investi martori în primul și în primul rând la Ierusalim, la mine acasă. Poți să predici, să mergi evanghelizat, să mântuiască cu miile. Dacă cei de la tine, din casa ta, suferă și-s nemântuiți, are o valoare ce ai făcut acolo. Voi, în primul rând, să fii martori acasă. Și am luat copii. Pentru că eu vreau să mă duc de mână cu copilul meu în împărăția lui Dumnezeu. Vreau acolo când mă duc să mă întrebe ce ai făcut cu copiii. Doamne, știi, am trăit în 2023, 2030, știi, cam, cam asta era ritmul acolo. Nu, 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 Biblia nu se schimbă în funcție de cultură. Biserica lui Hristos nu are cultură locală, are cultura împărăției. Aia este cultura Bisericii lui Hristos. Și aia vrem să o implementăm, dragii mei. Și așadar, fiți tari. Păstrați-vă coloana. Ca prietenul lui Daniel. Nu vă plecați, chiar dacă se pleacă cu miile. Chiar dacă s-au plecat acolo în Valea Dura, colegi de-ai lor, prieteni care au venit din Israel. Chiar dacă se pleacă oameni care vin cu voi la biserică în fiecare duminică și îți pleacă un pic capul ca nu cumva, nu cumva să pățească ceva, nu cumva să spună scaunul în pericol. Nu-ți pleca, pentru că nu merită. Nu merită, dragii mei. Țineți acest principiu al familiei la standardul pe care Dumnezeu ni l-a dat și veți avea bine lui Dumnezeu. Amin.